Dale Carnavalului de Ile Caragiale este piesa ce va fi pusă în scenă de doi mari actori ai teatrului dramatic Elvira Godeanu și câțiva elevi talentați din oraș. Regia este asigurată de actorul Ion Alexandrescu, iar spectacolul este programat joi 8 decembrie de la ora 20. Este cea de-a treia piesă pe care o punem în scena frumoasă pe care sala de lectură o oferă. Regia este asigurată de domnul Ion Alexandrescu și sperăm că vom avea și de data aceasta public, pentru că se pare că a prins destul de bine. Vineri de la ora 19, elevii de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu și Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu propun o seară de lectură cinematografică despre romanul O viață de rezervă, scris de Jodi Picou, și filmul My Sister's Keeper, care reprezintă ecranizarea cărții cu același titlu. Este vorba despre o lectură cinematografică, așadar carte și film. Cartea a fost aleasă printr-un vot direct de către elevi. Titlul cărții este O viață de rezervă, iar filmul, ecranizat după carte, aduce în discuție, până la urmă, aspecte mult mai dramatice decât cazul prezentat în carte. Așadar, o evaluare a diferențelor și asemănărilor între carte și film, cu siguranță că va aprinde spiritele vineri seara. Acțiunile de la Biblioteca Județeană Cristian Tel continuă toată luna decembrie.